ci vom rămâne și în continuare unde altundeva, dacă nu acolo unde folclorul este păstrat cel mai bine. Adică la sat, și ne-am oprit tot la satul bogat român, în care am filmat ieri imagini deosebite. Să vedem cum arată acest sat la ora actuală, ce este acest sat și de ce îi se spune sat de cântec și de dor. Iar în finalul acestui material care va urma, vom avea și câteva mesaje ale câtorva oameni care locuiesc în acest sat minunat. După Ocna Sibiului, trecând prin Mândra și prin Alămor, drumul urcă și coboară lin și după ce străbați mai bine de 50 de kilometri de la Sibiu, ajungi în comuna Bogatul Român, sat de cântec și dor, așa cum frumos îl denumea în recenta ei carte doamna Cecilia Gândilă. Numele de Bogatul Român vine probabil de la nobilul ungur Mihai Bogati, iar așezarea se pregătește să sărbătorească anul viitor 700 de ani de existență documentară. Ceea ce surprinde atunci când ajungi pentru prima oară în această comună este atmosfera de liniște și de calm care te înconjoară la tot pasul. Comuna pare izolată de tot restul lumii și nimic din ceea ce societatea produce în meschinăria ei nu pare să o fie atins. Oamenii din Bogatul Român sunt oameni veseli, cu acel umor țărănesc ce îți încântă urechile și inima. Acolo, la peste 50 de kilometri distanță de cosmopolitismul orășenesc, viața încă își mai păstrează din începuturile ei primare, atunci când omul folosea mai puțin minciuna și mai mult adevărul, atunci când munca înlocuise total vicleșugul, atunci când caracterul te umplea de la creier și până la tălpi. Auzind că o echipă de televiziune din Sibiu le face cinstea să vină până la ei acasă, locuitorii comunei au intrat în fierbere cu o săptămână înainte. Și asta nu ca să impresioneze pe cineva, pentru că la ei noțiunea de fals este destul de rar întâlnită, ci pentru că au vrut ca sibienii care recepționează acest program să vadă o comună și niște oameni despre care s-a auzit puțin și despre care s-a scris și mai puțin. Cu mic cu mare și-au căutat straiele populare, și-au reamintit jocurile și cântecele de demult și-au făcut un program care ar fi fost fără îndoială demn de o televiziune națională. Și-au spus că vechile colinzi sunt bine cunoscute de toți, așa că ei s-au gândit să prezinte câteva colinzi care nu s-au mai cântat de câteva sute de ani. S-au dus la oamenii cei mai bătrâni din sat și acolo au descoperit o comoară. O comoară pentru cei interesați de folclor autentic și pentru copiii de astăzi ai comunei. Ascultați și dumneavoastră, stimați telespectatori, un cântec ce nu mai știau decât doi bătrâni din sat, un cântec ce nu s-a mai cântat de vreo 200 de ani. Din obrale pică sânge, din obrale pică sânge. Și cu brâu național, și cu brâu național. Mai frumos ca un jandar, mai frumos ca un jandar. Și cu brâu tricolor, și cu brâu tricolor. Mai frumos ca un maior, mai frumos ca un maior. Bate-al meu Ionu Flori, bate-al meu Ionu Flori. Mai frumos ca toți piciorii, mai frumos ca toți piciorii. Pentru oamenii din Bogatul Român, sărbătorile de iarnă sunt prilejul de bucurie. Atunci, ei se duc de la unii la alții, colindă, joacă, beau, mănâncă, se bucură de viața ce le-a fost dată cu atâta dărnicie. Cecilia Gândilă scria în 1994 o poezie din care cităm: Satul meu cu oameni buni, de acum și din străbuni, te-au purtat prin vremuri, anii,
neamuri, daci și romani. Ți-ai cântat cu dor și jele fiii morți prin reci tranșee. Te-ai rugat la Maica Sfântă pentru fii și pentru pită. Satul meu cu zâmbet cald, dintr-un cap în celălalt, să trăiește o veșnicie, clie, fără iobăgie. Mergând în bogatul român, descoperi câteva din trăsăturile matricei spiritualității românești, pomenită și explicată de Lucian Blaga. Vei vedea cum într-un sat cu aproape 1000 de oameni trăiesc doar doi țigani care s-au obișnuit cu munca și care n-au furat niciodată nimic. Vei vedea că, fără să fie definit într-un mod explicit, patriotismul este la el acasă, dezbrăcat de orice urmă de paradă ori de festivism. Vei regăsi pioșenia și adânca recunoștință față de cei care au trăit și au gândit românește. Vei simți căldura gesturilor și a ochilor și a mâinilor muncite și a glasurilor aducătoare de vorbe bune și de urări. Vei auzi și te vei minuna de înțelepciunea zicalelor și a vorbelor de duh. Vei redescoperi credința ortodoxă după mai bine de 600 de ani de stăpânire străină care nu avea legături cu Dumnezeul românilor. Cei din bogatul român și-au deschis porțile caselor și ale inimilor, dornici să ajungă în casele și inimile sibienilor. Au cântat, au colindat și au dansat așa cum fac ei de sute de ani. S-au bucurat că cineva s-a gândit la ei și că ceea ce știu ei, ceea ce gândesc ei și ceea ce spun ei nu se va îngropa odată cu trecerea timpului acolo, la ei, la bogat. Și acum 6 ani, în preajma Crăciunului, a fost cald. Ca și atunci, zăpada s-a transformat în noroaie, iar noroaiele au năpădit ulițele comunei. Că încă nu este asfalt peste tot, asta pe ei nu-i deranjează. Știu că vreodată va ajunge asfaltul și pe acolo. Și mai știu că noroiul din uliți nu le va ajunge niciodată în suflet. La bogatul român este al 700-lea Crăciun românesc, cu tot cei mai bun și mai frumos și mai pur și mai înălțător. La mulți ani, bogătenilor, vă spunem noi de aici, din Sibiu. La mulți ani, sibienilor, vă urează ei de acolo.
Director, vă rugăm să ne spuneți dacă aveți de făcut ceva urări pentru CBN venite aici de la Bogato. În primul rând, aș vrea să mulțumesc televiziunii Sibiu că ne onoră cu prezența, să vadă obiceiurile din satul nostru, să mulțumim domnului Prodea și doamnei Gândila care v-au făcut invitația. Să mulțumim domnului primar care a găsit niște sponsori și a reușit să facă niște cadouri pentru copii din școala noastră și vă urez tuturor sărbători fericite și la mulți ani. Domnul primar al comunei Păuca, câte sate aparțin acestei comune? De comuna Păuca aparțin satele Bogatu, Broșteni, Presaca și Păuca, normal. Pornind din aceste sate, din aceste, să le zic, insule de ardelenism, vă rugăm să faceți câteva urări sibienilor. Tuturor sibienilor și mai cu seamă consetenilor mei, celor care au avut încredere în mine, le doresc multă sănătate, la mulți ani, mai multă înțelegere, să știe că ceea ce încerc și am reușit o parte din acțiunile mele să fac, sunt pentru ei, gândurile mele sunt numai bune, de a le crea niște condiții de civilizație mai moderne pentru a corespunde cerințelor europene, așa cum se cere în ultimul timp. Ați fost sufletul acestei întâlniri a noastră cu oamenii din Bogatu. De ce nu mai sunteți acum locuitor al satului, ci sibian? Îmi iubesc foarte mult satul, consătenii, pentru mine sunt cei mai buni, satul nostru e cel mai frumos și cu cei mai buni oameni. Vreau să le zic la toți și celor care sunt în Sibiu multă sănătate, fericire, tot ce-ți doresc. Simt special celor de la Flaro, bogățenilor de la Flaro, care m-au sprijinit și ei și au fost alături de mine pentru toată problema asta care am rezolvat-o noi pentru satul nostru. La mulți ani și toate cele bune! Nu numai că proveniți din acest sat, dar ați scris chiar și o monografie a satului Bogatul Român. Puteți să ne dați câteva mici explicații în legătură cu dragostea care se pare că o aveți față de acest sat? Da, Diana scumpă, bine ați venit, prieteni buni, în satul nostru, în satul Bogatul Român, sat de cântec și de dor. Presupun că v-am convins astăzi că titlul sat de cântec se confirmă că din trei bogățeni, patru cântă, așa cum am spus de atâtea ori. Mă leagă satul cu desăvârșire, lui îi închin munca mea și viața mea. Satul românesc, Bogatul, acest sfânt sat de oameni harnici și cuminți, rămâne pentru mine recreiere, odihnă, veșnicie, icoană și rugăciunea mea de seară.
Vă mulțumim din toată inima că ne-ați onorat cu prezența voastră. Vă invităm și la vară, când satul bogatul român sărbătorește 700 de ani de atestare documentară, moment în care vă veți da seama de tezaurul mare de etnografie și folclor ce dăinuiește aici și prin voi se descopere. Vă îmbrățișez pe toți cu toată căldura, transmiteți întregului colectiv al televiziunii CRD tradiționalul și creștinescul la mulți ani și sărbători fericite. Iar pe voi trei vă îmbrățișez cu dragoste și vă așteptăm de fiecare dată la noi. Am organizat această informațiune pentru a explica oamenilor și la toți ce pot bogățenii din satul Bogatu. Și vă mulțumesc foarte mult că ați venit și ne-ați apreciat, că de nu tot tezaurul nostru se îngropa în trecutul anilor. Vă mulțumesc foarte mult!